Stimați martori, bună ziua, ne bucurăm să vă revedem. Astăzi avem un invitat special, îl avem pe domnul Nicolae Eșanu, fost viceministru al justiției, secretar de stat al Ministerului Justiției, lector universitar, avocat, membru a Comisiei de la Veneția și putem să continuăm încă o oră, dar în ora asta vrem să discutăm despre despăgubiri. Domnul Efrim, domnul Nicolae Eșanu, Domnule Eșanu, sunt deosebit de onorat să vă avem invitat la emisiunea noastră. Alături de tot ce v-a prezentat Maxim, eu vreau să mai adaug și mă mândresc cu asta că mi-ați fost profesor la contracte la facultate și după asta am avut o ocazie specială să muncim împreună o anumită perioadă în Ministerul Justiției. Domnul Eșanu este promotorul și omul care a influențat extrem de mult legile în, aș spune, cred că ultimele două decenii în Republica Moldova și una în care în mod special eu sunt mândru, asta este vorba despre legea de modernizare a codului civil, în care mă bucur că ea este așa cum este, chiar dacă multă lume are păreri despre anumite aspecte care ar putea fi îmbunătățite. Așa cum am zis, vom discuta astăzi despre despăgubiri și dobânzi, mai puțin despre dobânzi, despre despăgubiri ca remediu al creditorului căruia s-a încălcat o obligație. Repararea prejudiciului și încasarea despăgubirilor este centrul gravitației răspunderii civile. Această reguli urmează să implementeze justiția comutativă care este îndreptată să asigure echitatea, care cere ca disproporționarea patrimonială să fie restabilită. Și în funcție de cum se implementează aceste reguli cu privire la încasarea despăgubirilor, putem judeca dacă se realizează principiile sau se realizează ceea ce vrea dreptul privat și în ce măsură este asigurată ordinea de drept, ordinea în acest domeniu. Domnule Eșanu, spuneți, vă rog, cum vedeți normele în codul civil cu privire la despăgubiri și în ce măsură ele sunt în stare să asigure acel mecanism instituțional de încasare a daunelor și putem să ne așteptăm că o să ne spuneți și cum au apărut aceste reglementări în forma în care ele sunt azi. Da, desigur. Cred că ar trebui să încep cu aceea, că să confirm că sunt de acord că instituția reparării prejudiciului prin acordarea despăgubirilor este una dintre cele mai importante și, în opinia mea, odată cu evoluția timpului, chiar va deveni centrală, cred eu. Pentru că, deși, sigur, obiectivul primar al codului civil este să asigure că obligațiile se execută așa cum ele sunt. Deci, executarea în natură este mersul firesc al lucrurilor. Și noi trebuie să ne asigurăm că ele se execute în natură. Dar, într-un număr enorm de cazuri, lucrul ăsta este fie imposibil, fie legat de impedimente foarte serioase, sau chiar neinteresant pentru creditor. Și eu cred că noi venim, și eu cred că sunt mai aproape de timpurile cele noastre, mai puțin aproape, dar încă mai prindeți ecourile timpurilor în care cel mai important era executarea în natură. De fapt, acordarea despăgubirilor în timpurile respective mai degrabă era o pedeapsă pentru creditor decât un remediu juridic serios. Și anume, pornind de la asta, încă foarte multă lume, din inerție, mai cere încă executarea silită, chiar în condițiile în care legislația expres prevede că creditorul ar putea să apeleze la măsuri alternative, sigur, elementul de bază fiind, sau instituția cheie fiind acordarea despăgubirilor. Cât privește cum i-a apărut, eu pot declara, fără să am nicio șansă de a greși, că cel mai important lucru pe care eu l-am realizat în viață este să contribui la adoptarea codului civil în forma în care el este. Și aici presupun că nu multă lume știe că dumneavoastră ați fost
cel care ați acceptat să ne pornim la drumul ăsta, pentru că dumneavoastră erați ministru și ați semnat ordinul prin care a fost constituit grupul respectiv. Asta a fost cel mai mare merit al meu, dar tot la inițiativa dumneavoastră am făcut acest lucru, nu, așa că o să recunosc. Nu trebuie de subestimat acest lucru, pentru că noi am avut atunci certitudinea că putem să pornim la un drum pe care din start l-am programat să fie lung, complex, astfel încât să ne asigurăm că avem un cod civil cu adevărat modern. Eu, inițial, după adoptarea codului din 2002, apropo, eu vă recomand să faceți odată o emisiune despre modul în care a fost adoptat codul civil. Foarte puțină lume știi lucrul ăsta? Da, bună idee acolo cu codurile de alternativă. Domnul, domnul Baiș, de ce povestești la prelegere despre asta? Codul profesorilor. Trei coduri a fost, s-a pregătit al patrulea și s-a adoptat al cincilea. Care... Belșug. Da, civilist. Da, în condițiile în care... Dar cred că cel mai important lucru care să-l spun aici este că am avut libertatea deplină. Deci codul civil este așa cum am avut noi capacitatea să-l facem. Nu putem face referință la orice doriți, jocuri geopolitice, corupții, stat capturat sau orice alt. Eu mărturisesc că am avut libertate. Da, a trebuit să facem unele concesiuni. Asigurări, chestii. Da, dar a fost o chestie firească. Chiar le-am amânat pentru ei, pentru a nu risca ca ei să ne schimbe regulile. Am acceptat pe un an să le amânăm intrarea în vigoare. Dar oricum, acesta a fost un dialog din partea noastră profesional, din partea lor instituțional, care ei insistau mai mult pe interesele lor corporative, dar nu am cerut. Chiar și aici, dacă cineva o să spună că noi am codul s-a schimbat din cauza unității, nu, din cauza că înseamnă că noi am făcut compromisuri pe care am greșit, adică n-ar fi trebuit să le facem. Dar nu cred că e zis. Și ultima, cer scuze, apropo, pe parcurs aveți grijă, că eu am să răspund foarte lung, dar ceea ce am să spun acum este foarte important. La baza multor prevederi din codul civil, obligațiile în special, stă un document, în opinia mea, extrem de important. Toți ghicesc care. Da, cred că da. Draft Common Frame of References, în textul în engleză pe care l-am găsit. Traducerea mea nu știu cât este de adecvată, dar eu îl traduc, spuneam să verific la cum îl traduc românii, dar n-am găsit nicăieri o traducere. Proiectul cadrului comun de referință. Așa, cam ar fi asta. În traducere mai simplu, asta ar însemna un proiect model de cod civil al Uniunii Europene. În ce constă valoarea acestui document? Este că la el au participat civiliști de marcă din toate țările membre Uniunii Europene. Pe atunci încă și Marea Britanie. Da, inclusiv, asta era foarte bună precizare. Am vrut să spun că codul respectiv reprezintă rezultatul muncii oamenilor care vin din diferite sisteme de drept și el este cumva îndreptat spre viitorul civiliștii, cam încolo unde se vor îndrepta ambele terțuri. Deci s-au făcut cedări, unele prevederi sunt mai aproape de sistemul anglosaxon, altele sunt mai aproape de sistemul european. Din această perspectivă, eu cred că codul nostru civil, pe lângă faptul că este modern și ține cont de ultimele evoluții în materie, eu am mai spus și am să rog și pe această ocazie să nu-l numiți modernizat. Este codul civil, pentru că o să ajungem peste ani în care o să sune straniu dacă o să ne deprindem. La un moment dat el, pur și simplu, nu o să mai fie modernizat. Da, dar dacă toată lumea, în toate documentele, am văzut Curtea Supremă într-o veselie, tot spune, codul civil modernizat. Chiar și acolo unde normele sunt absolut identice, absolut identice și n-are sens, în genere să aduci în discuții legea care este aplicabilă în timpul ăsta. Și la de ce? Așa le mai ușor spun despre aplicarea în timp, probabil. Da. Da. Și ce am vrut eu să recomand tuturor juriștilor din Republica Moldova, pe lângă faptul că acest proiect ne-a permis să preluăm și multe, deci
insistența mea în grupul de lucru a fost nu inventăm teorii dreptul civil moldovenesc. Unde noi avem instituții dezvoltate, echilibrate, care țin cont de interesele tuturor celor interesați, noi le preluăm. Și o să vedeți că prevederile sunt nu altceva decât traduceri. Eu îmi puneam chiar, îmi făceam grijă la o anumită etapă, calitate. Să fim atenți că să traducem foarte atent. Noi ne asigurăm că să traducem astfel încât să nu denaturăm sensul. Și de ce eu spun că este foarte important? Pentru că noi avem calitatea acestor norme, asupra cărora au lucrat, spuneam, cele mai bune minți de pe continentul nostru. Noi avem un comentariu care este accesibil public, în care se explică esența și chiar se dau exemple. Deci permit ca noi să înțelegem normele așa cum ele au fost formulate. Foarte des noi avem tendința, comitem păcatul de a interpreta moldovenește chiar și normele bune. Și de aceea eu rog, îndemn, chem insistent chiar, în special judecătorii, să nu înceapă să denatureze codul civil, să citească. Da, este doar în limba engleză. Dar eu nu cred că este o problemă. Nu mai este o problemă asta. Da, nu mai este o problemă, pentru că mult vorbesc, dar nu doar asta. Eu cred că judecătorii trebuie să beneficieze de faptul că avocații vor veni, le vor aduce aceste referințe, le vor traduce aceste texte. Și ei pot să șadă liniștiți că avocații părții adverse vor vedea că respectivii să nu inducă curtea în eroare făcând referințe eronate la această interpretare. Deci nu există impediment și eu sper că acest lucru și lucrurile care noi astăzi le discutăm și ce am să spun eu astăzi, eu chiar și exemple, n-am să încerc să o fac pe originalul și să inventez alte exemple. Dacă am să le țin minte, sigur, pe cele care le-am citit acolo. Dacă nu, am să vin cu alte exemple din dar eu cred că sunt extraordinare acele. Fain. Eu tot am avut sentimentul că normele despre care discutăm astăzi, la instituția care discutăm astăzi, sunt doar o reproducere, cu anumite excepții mici care se țin în mod special de încasarea dobânzilor, poate, dar la ceea ce ține despre daune și repararea lor, textul chiar pare a fi identic. Așa că aici, îndrăzneț, comentariul la DCFR este comentariul la codul civil moldovenesc. Deci am tradus și avem comentariul cum trebuie să aplicăm aceste legi. Dacă vorbim despre DCFR, ca să fie clar, sediul materiei în codul civil 934, începând cu 934 DCFR, cine o să dorea să-l găsească, numărătoarea mai complicată, dar secțiunea 7, 3 roman, liniuț 3.2.701, right to damages. Acum, dacă am revenit, deja o să încercăm să vorbim paralel sau unde o să fie cazul, dispăgubirile. Ce spunea domnul Neșanu, că încă mai este resentimentul, că oamenii doresc să aplice asta ca să ceară mai mult executarea silită în natură, în timpuri încă și mai de mult, în genere, răspunderea contractuală și are originea răzbunare, pentru că răspunderea delictuală era răzbunare și o să ne pară straniu, dar legea celor 12 table vine să apere debitorul, spun că nu poți să-i pui mai mult de 7 kg să-l încătușesc sau să-l ții încarcerat mai mult de 60 zile. Am evaluat în 2000 de ani, am ajuns la un compromis care deja reglementează răspunderea debitorului pentru neexecutare. Și astăzi vorbim, ca să fie clar, despre răspunderea contractuală. Acum avem o normă care deși pare cu efect de principiu aparent, dar eu cred că prin prisma exemplului din DCFR o să vedem că sunt foarte exacte aceste norme. 934, în genere, cu dreptul la dispăgubire, când el se naște, pentru ce, de ce,
ce trebuie să acopere, ce nu trebuie să acopere. Și pentru mine 934 e unul din elementele centrale în tot ecosistemul ăsta de despăgubire, dacă sincer. Și poate îl trecem treptat, așa că să fie clar elementele. Da, da, înțeleg. Când apare dreptul la despăgubiri, da, în ce măsură, care sunt principiile de uh-huh. despăgubire a creditorului? Uh-huh. Bun, da, noi, toți da. La facultate, noi toți la facultate, de la facultate învățăm că prejudiciul urmează a fi reparat integral. Uh-huh. Da. În primul rând, ce este un prejudiciu, cred că nu mai discutăm aici, mergem la norma da, din lege care ne spune că este prejudiciu lipsa sau ceea ce n-ai primit sau ce trebuia să primești, domnule Șanu? Eu am o formulă mai simplă. Eu cred că, sigur că nu o putem pune în lege. Prin prejudiciu trebuie să înțelegi ce ai pierdut și ce nu ai câștigat. Super! Uh-huh. Okay. Da. Cam deci, așa scrie sferul în generale. Da, așa da, băi, da, asta e... Cheltuieli plus ce ai și n-ai primit, cheltuieli efective și la ce ai pierdut da. Șansă. Da, da, da. Și ce ai pierdut... Și iată, 934 spune că creditorul are dreptul la despăgubiri pentru întregul prejudiciu cauzat prin neexecutarea obligației, cu excepția cazului în care debitorul demonstrează că neexecutarea este justificată. Uh-huh. Deci, primul gând care îmi vine de aici, că indiferent din ce cauză tu n-ai executat, care este categoria vinei, uh-huh. unde o punem, este vină, vinovăție, nu este vinovăție, unica ce te exonerează de a despăgubi creditorul este existența unui impediment justificator. Da. Și da. Asta deja e altă instituție, nu o subortăm în detaliu, dar dacă nu se aplică scuza asta de impediment sau alte cauze care justifică neexecutarea, atunci răspuns. Da, da, asta este regula. Eu aș face o precizare. Vorbim despre răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, uh-huh. care este o instituție, dar nu trebuie să uităm că, în principiu, regula generală este la răspunderea delictuală. Asta uh-huh. este regula, aceasta vorbim la excepție, dar este mai degrabă o discuție academică. Da, da, pentru da, da, că da, da, da. Deosebiri principiale nu există da. Și de aceea eu de ce am vrut mai mult să fac precizarea asta, pentru că foarte multe norme de la răspunderea delictuală ne pot ajuta atunci când vorbim despre răspunderea contractuală, având în vedere că pot să ne dăie careva repere de la care noi spornim. Sigur că și... nu putem să spunem că să aplic. Spre exemplu, acolo există destul de multe norme cu privire la răspunderea pentru prejudiciul corporal. Deci acolo există reglementări mai detaliate și nu ne împiedică nimic să le luăm, ținând cont mutatis mutandis de la... Mai mult ca atât, avem norme în cod care... spun atât încrucișat că atât normele de la răspundere delictuală pot fi aplicate dacă natura obligației permite acest lucru normelor din obligațiile, celelalte obligații și invers, raport, ceea ce este de la obligațiile contractuale poate fi în anumite situații aplicat răspundere delictuală. Așa că în afara da. Faptul că ne ajută, avem și repere da. Juridice care ne da, îndreaptă de acord. Sunt de acord că nu ar fi mult de discutat cu la prejudiciu, cred că deja pentru toată da. Lumea este clar. Aș propune să facem mențiunea la șansa pierdută, pentru că mm-hmm. este cumva... Domnul ministru, mersi că ați spus chestia asta, dar... A, vreți să fii separat? Nu, 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 nu. Eu vreau până la șansă să concretizăm un moment despre care discutam înainte de a începe emisiunea. Modul în care este formulat alineatul 3, că prejudiciu reparat prin despăgubiri cuprinde și prejudiciu viitor care în mod rezervabil s-a produs și separarea prejudiciului în prejudiciu real cauzat și în asta, beneficiu ratat. Să nu existe acest sentiment că dacă ele sunt împărțite, cumva apoi beneficiul ratat nu face parte din prejudiciul reparabil. Și chiar și real. Și real. Chiar dacă și real, deci da. Este un prejudiciu real, reparabil. De aceea am spus că să nu dăm idei nesănătoase multora, noi trebuie să repară tot ce a pierdut persoana. Diminuarea valorii bunurilor, cheltuieli pe care le-a făcut că să, cumva să salveze bunul, să repare bunul, pierie, contravaloarea bunului, tot ce-i trece cuiva... prin cap. Iată, dacă cuiva o să-i vină și o să spună că eu am mai cheltuit un bănuț pentru asta și este legat de neexecutare, răspunsul pe care trebuie să-l dăi cu fermitate este
trebuie să fie reparat. Deci, pentru că, la fel, un alt element care cred că o să-l discutăm mai detaliat este momentul la care se determină prejudiciul, la fel, în măsura în care noi avem prejudiciul chiar și viitor, deja dispare întrebarea la ce moment determin prejudiciu, la momentul când a avut loc neexecutarea, la un alt moment ulterior, pentru că dacă noi ținem cont că urmează să fie, chiar dacă noi am stabilit, prejudiciu se determină la momentul X în timp. Dacă avem regula că se repară și prejudiciu viitor, asta înseamnă că oricând ar mai apărea un prejudiciu, după momentul în care noi am stabilit ca moment de calculare a prejudiciului, care nu este o întrebare foarte simplă, apropo. Noi nu o să discutăm astăzi, dar cred că dacă vreți să blamați pe cineva care s-a opus ca în cod să fie făcute repere foarte exacte la momentul în care se determină prejudiciul, eu sunt unul dintre aceia, pentru că nu poți formula o regulă foarte exactă. Viața este atât de complexă încât cineva, apropo, nu știu, da, o să vreți, o să tăieți asta, eu vreau să vă spun că posibil că unii o să fie dezamăgiți, că o să aștepte că noi o să le dăm o formulă magică prin care o să-și spunem condițiile, el o să-și ia condițiile lui specifice, ca într-un calculator a cursului, transferului cursului valutar prin internet, o să le aplice și o să determine. Avem condiții de răspundere, care este mărimea prejudiciului. Acest lucru nu este posibil. Apropo, eu, să vedeți cât este de complicat, eu vreau să vă dau un exemplu din viața mea personală care m-a determinat să dau un răspuns la o problemă juridică cu 100%, 180, la 180 de grade diferit față de cel care l-aș fi dat înainte ca eu să fiu. Să aveți o problemă. Da, da, să am problema asta. Deci, eu întâmplător am avut nevoie de o singură anvelopă la automobil. Și am constatat că comercianții nu vând o singură anvelopă. Eu am fost obligat să procur două anvelope. Și atunci eu m-am gândit, dacă cineva m-ar fi întrebat înainte de asta, în măsura în care dacă eu poate renunța la executarea contract și poate considera, spre exemplu, dacă ai avut un contract și ai cumpărat o anvelopă și ți-a spus că una e la depozit și ți-o aduci poimâne și s-o primit că ai primit o anvelopă, ai plătit prețul, dar nu ți-o poate furniza pe a doua, care o să fie soluția juridică? El îmi plătește despăgubiri și o prestația respectivă rămâne, pentru că noi știm când prestațiile sunt divizibile, dacă eu pot folosi prestația, eu chiar dacă declar rezoluțiunea, eu nu pot să ating prestațiile corespunzătoare executate. Și răspunsul ar fi fost, da, desigur, care e problema? Ți-ai luat mai mult decât atât. Având în vedere regulile de bună credință, eu aș spus, mai mult, tu trebuie să nu fii prejudicii exorbitante, tu trebuie repede să-ți cumperi una de la alta și să nu aștepți să crească finalitățile, pentru că acela nu ți-a dus și luat. Dar în condițiile de astăzi, răspunsul trebuie să fie că nu, rezoluțiunea va presupune întoarcerea prestației și dreptul persoanelor aflate în asemenea situație va fi protejată doar dacă se vor acorda despăgubiri în locul întregii prestații. Și nu se va face prejudicare. Apropo, ca să vă complic și mai mult viața, vreau să adaug că lucrul ăsta este valabil doar pentru anvelopii noi. Pentru că comercianții vin de la noi. Eu nu cunosc care este piața anvelopilor la piața secundară, anvelopii uzate, acolo am impresia că soluția o să fie invers. Că okay, poți să găsești. Eu asta am dat... E super, super exemplu pentru a ne face să ne gândim de 7 ori când suntem super siguri că există o singură soluție și noi avem deținem adevărul absolut. Probabil aici în cazul ții este legat de aspecte tehnice, că se recomandă schimbarea anvelopilor. Indiferent care e motivul. Dar a fost interesant. Vreau să subliniez din punctul meu de vedere cu prejudiciu real cauzat exact ceea ce am pierdut deja în definiția noastră, în sens că ce am pierdut pare a fi mai simplu. Da, asta este tot soiul de cheltuieli, ce trebuie să faci ca să obții prestația printr-un contract substitut, bla bla bla, adică vin discuțiile foarte interesante când vorbim despre beneficiu ratat. Și aici probabil
eu știu că nu o să inventăm o formulă de calcul a beneficiului ratat și asta nu este. Și chiar varianta cea primitivă care încearcă colegii noștri să o folosească, că iată, am avut un contract care dacă, din cauza că tu nu ai executat contractul ăsta, eu nu-l pot executa pe celălalt și asta este beneficiul meu ratat. A, ar putea fi, dar nu este de regulă bătută în cui. Principiile care se aplică în casării beneficiului ratat. Deci, ați adus un exemplu bun, eu chiar cunosc cazuri în care oamenii inventau asemenea contracte pentru a arăta că a pierdut. Eu mă uit cumva circumspect la asta, dar sunt de acord că în principiu acesta este punctul de pornire și dacă persoana demonstrează în condiții concrete că a pierdut un anumit beneficiu, sigur că prioritate trebuie să aibă această soluție, pentru că principiul reparării integrale a prejudiciul presupune că noi trebuie să-i acordăm nu un beneficiu mediu, depinde unde raportăm media, piața mai generală, mai îngustă, noi trebuie să-i acordăm beneficiu pe care l-a arătat persoana concretă în condițiile concrete. Dar acest lucru este extraordinar de complicat de... Da, vă rog. Alineatul 2 spune că despăgubirile se acoperă, trebuie să acoperi doar prejudiciul suferit de creditor care este consecința directă și necesară a executării. A neexecutării. Directă. Dacă vorbim în contextul beneficiului ratat, soluția, din punctul meu de vedere, și asta e valabil și pentru situația în care debitorul răspunde doar pentru prejudiciu previzibil pentru dânsul, da? Adică nu poți lega toate contractele ulterioare a tale legate de executarea contractului lui dacă el nu și-a dat seama de acest lucru. Și în DSFR este un exemplu reușit cu un set de mărci, da, cumpărat la un anumit preț care urma să fie revândut la un preț dublu. Și acum ăsta a ratat să execute obligația să-i vândă mărcile și vânzătorul, creditorul a pretins prețul de vânzare care el avea cu cumpărătorul lui, care era de două ori mai mare decât prețul. Și atunci soluția corectă aici este să-i oferi lui doar valoarea de piață care între timp a crescut decât cu ceea ce s-a înțeles. Nu aceea care era în contractul lui cu ulteriorul cumpărător, pentru că ăsta nu știa și habar nu avea despre acest lucru. Și atunci, ca să facem o obligație previzibilă pentru debitor, din punctul meu de vedere, și vă rog să-mi confirmați sau să infirmați acest lucru, dacă noi în contractul în care încheiem de vânzare vom formula că eu, scopul acestui contract, eu cumpăr în scop de revânzare acest bun. Poate asta să ne inducă la gândul că debitorul nu se va putea deja apăra că eu nu o să-ți plătesc ție atâta cât trebuia să încasezi tu de la cumpărătorul tău. Eu vă propun să faceți chiar, sigur, cu certitudine răspunsul că poate să ne servească, dar eu vă propun în contracte să faceți un pas mai departe și să prevedeți în mod expres care va fi despăgubirea pe care o să o primiți în cazul în care nu se execută obligația. Eu înțeleg că este destul de complicat și un contract, dar în general noi trebuie să înțelegem că răspunderea civilă poate fi afectată chiar și anticipat prin contract. Deci condițiile răspunderii pentru cazul în care n-a fost executat un contract, inclusiv mărimea prejudiciului... 993, alineatul 3, iubesc, ador articolul ăsta și libertatea contractului, care ne spune că puteți drepturi, obligații, repartizarea riscurilor, tot asta voi puteți să faceți. De acord, noi intrăm pe o altă râmă aici, o să scriu doar răspunderea, judecătorul o să zic că asta este penalitate și eu, este un caz excepțional și eu o să o reduc la cât eu consider necesar. Dar un cumul din asta în care eu zic, eu cumpăr bunul pentru revânzare. Deci nu. Vânzătorul meu știe deja că eu îl cumpăr în scop de revânzare și eu pun mărimea penalității, exact suma contractului care o am cu celălalt cumpărător, eu cred că asta ar putea asigura un soi de protecție ca să fii apărat față de cumpărătorul tău deja, față de care tu n-ai să-ți execuți contractul. El tot nu, la rândul lui. Stați că eu am văzut că avem două lucruri diferite. Dacă vă referiți la situația în care
dacă nu se execută, eu la rândul meu nu execut și trebuie să plătesc penalități părți terțului, în acest caz noi nu vorbim de beneficiu ratat. Noi vorbim despre prejudiciu real cauzat prin aceea că eu am, prin neexecutare am făcut. Noi vorbim de cazul în care eu în contract prevăd marja profitului pe care eu am să-l am dacă eu am să-mi execut contractul. Nu e vorba de penalități acolo. Și nu cred, sigur, judecătorii noștri cu regret pot să inventeze orice, pentru că asta e problema cea mai mare care noi avem. Tu nu ai certitudine care o să fie soluția instanței. Eu de multe ori am spus, eu sunt de acord să accept chiar și soluții în care legea spune da, judecătorii spun nu. Dar eu trebuie să știu și toată lumea să știe că e nu. De ce? Sigur că e foarte important că să acceptăm, da și nu, da. Dar măcar știm că e legea. Ai certitudine. Deja toți cetățenii cunosc. Incoerența și neuniformitatea practică, asta e problema aceea. Dar nu cred, pentru că eu nu am propus ca sugestia noastră prin care să spuneți în contract să aduceți bazele pentru prejudicii noastre, chiar în contract deja să puneți elemente mai multe care va permite să el să vadă care este întinderea acestui prejudiciu. Deci nu va putea, noastră o cuantificați. Deci noastră spuneți că dacă nu o să fie executat în termen, eu deja am un contract, deci tu să nu crezi că eu închei un contract în condiții. Care, apropo, tot în DCFR este la asta un exemplu bun despre Giamantano, unde exemplul deja este mai aproape că el ar fi putut să-și dea seama. Când Giamantan cu bijuterii îi transmite un Giamantan cu bijuterii și nu-l notifică pe client și îl pune, dar nu-i de beneficiu ratat, dar e prejudiciu direct și o să restitui costul unui Giamantan obișnuit. Și nu plin cu diamante, sau sigur. Costul unui Giamantan plin cu bijuterii. Asta e apropo la previzibilitatea prejudiciului pentru debitor. Pentru că el dacă ar fi știut că transportă un Giamantan cu diamante, el nu s-ar fi apucat, poate știind la ce riscă dacă s-ar... Sau ar fi angajat serviciu de bază. Da, exact. Da, absolut de acord. Da. Să revin înapoi. Ce recomandare le dăm maxim, ce putem noi să-i ajutăm pe cei care ne ascultă, să spunem că vor trebui să facă dovada care este beneficiul pe care în mod normal un bun proprietar, trimiterea aceasta care des o avem noi, un bun proprietar ar fi obținut-o dacă obligația ar fi fost executată integral. Deci noi totdeauna va trebui să... În disfiar, în sensul ăsta este un exemplu, două exemple care se arată prin contrast în contextul ceea ce ați menționat dumneavoastră, ca să arătăm când e consecință directă și necesară a neexecutării și ce putem încasa și cum se legate. Spre exemplu, este un caz când trebuie să fie livrat un anumit utilaj care să fie încadrat într-o uzină, spre exemplu, trebuie să fie livrat până la o anumită dată, spre exemplu, până în mai. Și atât din mai până în iunie nu a fost livrat. Mai până în iulie nu a fost livrat utilajul și în mod normal s-a calculat că prejudiciul venitul care ar putea să-l încasez dacă el deja avea să fie încadrat, avea să fie de 10.000 de euro pe lună, spre exemplu. Și atunci, iată, în luna iunie se întâmplă un incendiu. Și ajung autorii la concluzia că unde arde integral, da, arde integral fabrica și tu nu mai poți integra utilajul. Și chiar dacă ți-l aduci în august, tu nu poți să încasezi prejudiciul din mai până în august, din simplu, și aici e diferența foarte subtilă, pentru că din mai până iunie, da, eu aș fi putut să-l încadrez și aici aș fi avut venit ratat. Da. Și aici tu îi arăți, uite, eu l-aș fi putut încadrat în uzină și e real. Da, da. Și debitorul poate vine să apere, dar dacă tu ceri din iulie și august, tu n-ai fi putut pentru că e incendiu și aici neexecutarea mea nu e consecință directă. Da. Și invers, este alt caz.
când trebuie să fie livrat în octombrie și în luna, îi dau un exemplu interesant, că asta cu, despre vânzare de armament. O companie engleză vinde armament în Serbia și în luna iulie sau august, dar trebuie să fie livrare în septembrie. În iulie sau în august pune embargo. Da. Nu poți să livrezi. Interdicție de export și atunci vine în, și cere prejudiciu compania sârbă care trebuie să primească armamentul și spune dați-mi, iată prejudiciu, iată tot. Păi n-ai fi putut în orice caz primești pentru că nu e din cauza neexecutării mele tu ai un prejudiciu, dar era clar din septembrie că nu o să poți să livrezi din iulie, nu o să poți să livrezi în septembrie. Și aici tu nu poți să soliciți prejudiciu. În opinia lor, nu. Eu sunt absolut de acord cu opinia respectivă. Norma, am spus că este preluată de acolo și noi trebuie să preluăm. Da, iată, asta e diferența subtilă. În două cazuri au arătat... Nu, în cazul unor afaceri, ca regulă, asta e ușor de demonstrat. Dacă tu faci afaceri în care cumperi materie primă, produci, vinzi. Cumperi materie primă, produci, vinzi, atunci în lanțul ăsta, dacă nu ți-o livrat materie primă, tu ușor îți calculezi care e pe baza precedentelor situații financiare, ai să arăți, uite, când totul mergea așa cum trebuie, eu câștigam lunar atât. Sigur că sunt situații, nu toate sunt așa de roz și noi simplu facem, luat calculatorul și am făcut calcule. Dar aici vreau să, în mod special, să vorbim despre prejudiciu viitor. El, din punctul meu de vedere, este legat de momentul în care noi cuantificăm prejudiciu și de aici și apare prejudiciu viitor. Că s-a încălcat o obligație. La un moment noi ne adresăm în instanță sau cu pretenție. Da? Deci noi am cuantificat un prejudiciu. Noi îl cerem la o anumită dată. Da. Și atât, din punctul meu de vedere, că prejudiciu viitor este oricare prejudiciu care continuă să fie generat după această dată care noi am calculat prejudiciu. Nu doar. Deci este adevărat că și ăsta poate să fie, dar poate să fie prejudiciu care la momentul actual nu s-a produs încă. Este un eventual prejudiciu. Încă nu s-a produs. Dar cu certitudine? Chiar noi nici nu avem certitudine. Dacă noi am avea azi certitudine, l-am atribui la prejudiciu viitor și-l acordăm astăzi. Uh-huh. Dar dacă încă nu avem certitudine și el se întâmplă ulterior, deci condițiile de răspundere am putea spune că se întrunesc ulterior. El la etapa de azi este eventual, posibil că o să fie prejudiciu. Noi încă nu știm. Aici noi avem, eu nu sunt sigur că nici de CFR-ul nu prea da și o să trebuia să lucreze foarte mult, că noi o să avem probleme cu calcularea termenului de prescripție, pentru că acolo o să avem probleme procesuale. Eu nu sunt sigur, eu nu sunt expert în procedură și nu sunt sigur că noi am făcut unele modificări în codul de procedură, dar am asigurat destul de clar mecanismul care ar permite că să te adresezi din nou în judecat, pentru că se primește. Tu te-ai judecat, ai primit pentru despăgubiri, pentru prejudiciu actual, să-i spunem așa, viitor care l-am putut calcula, care tot intră, deci despăgubirea nu depinde de faptul, este actual sau viitor prejudiciu. El este prejudiciu care trebuie reparat astăzi. Problema este dacă el este cert. Mm-hmm. Deci dacă el încă nu este cert, noi nu știm că el există sau nu, și el o să intervină. Cel mai des lucrurile este clar că este vorba despre prejudiciile corporale, când este vorba despre vătămarea corporală și noi nu știm. Deci sunt repercusiuni pe termen lung, deci noi nu știm. Sunt cazuri în care noi putem calcula imediat, dar sunt cazuri... Domnule Șan, haideți pe baza exemplu din DSFR, dacă care se referă la prejudiciu viitor, acela cu managerul care a fost angajat, uh-huh, dacă îl țineți minte, dacă nu îl povestesc. Managerul pe vânzări. Deci, am să-l zic. Spuneți-l, eu îl țin minte. A fost angajată o persoană în funcția de CEO, de director general la o companie, pentru o perioadă de 3 ani, cu un salariu, hai să zicem, 10.000 de euro. Numai pe contract de servicii. Contract de muncă, servicii, da, hai să-l aducem în albia civilului, ca sigur. Ca să-l ducem în da. Nu, contract de muncă la management, eu sper că noi o să terminăm cu chestia asta. O să rămâneți mirat cât de des folosești? Nu sunt mirat, eu știu că asta e regula. Da. Dar asta e încă mai mult decât atât. Conducătorul e membru de sindicat. Da. Deci revin la exemplu. Are contract de management de 10.000 de euro lunar, anual
la sfârșit de an plata bonusurilor peste 12 luni după un an de lucru, de prestări de servicii, el este contractul încetat fraudulos. El se judecă și are câștig de cauză, da? Adică se demonstrează că contractul a fost rezolvit greșit. Acum, autorii comentariului atribuie la beneficiu viitor tot ceea ce n-a primit el salariu într-o obligație certă în contract care avea 10.000 de euro lunar, bonusurile care trebuia să le primească la sfârșit de an și mai mult ca atât, în 6 luni de la cât a fost după încetarea contractului cu el, el n-a putut să se angajeze în alt loc de lucru. Și atât încă și cheltuielile legate de faptul și prin tot ceea ce a trecut el ca și o persoană care nu poate să atribuie. Deci aici la beneficiu viitor asta e un mărimea onorariului lunar și bonusurile. Ok, sigur că în funcție de ce este scris în contract, că dacă bonusul este legat de KPI-uri, de performanță, atunci aici ajungem acolo unde a spus dumneavoastră, certitudinea primirii lor. Eu nu știu dacă tu ai fi primit, dacă tu ai fi îndeplinit indicatorii de performanță și ți s-ar fi cuvenit bonus. Sau dacă ți s-ar fi cuvenit, care ar fi fost mărimea lui dacă performanțele sunt legate, sunt diferite, da? Dar dacă ai scris că la sfârșit de an el primește suplimentar la nu știu, 10.000, încă 20.000 de euro, atunci eu cred că asta e cert stabilit și lui se cuvine anual. Da, certitudine. Da, și el le primește astăzi. Dar noi vorbim și de, iată, exemplu care l-ați adus dumneavoastră să dezvoltăm situația, este că dacă bonusurile sunt puse în dependență de rezultatele pe care le aibă întreprinderea, el se judică astăzi, primește cei ce poate astăzi, dar după ce o să expire perioada, sigur, el poate aștepta dacă termenul de prescripție îi permit și totuși așteaptă până o să împlinească, totuși le primește odată. Dar pentru că să nu riște asta, el se duce în judecată și primește cei ce poate acum, dar bonusurile astea ca prejudiciu viitor în momentul în care s-au făcut bilanțurile anuale și s-a determinat care este mărimea bonusurilor la care are drept, el deja devine cert, pentru că anterior nu era clar, o să le primească în general, pentru că dacă nu se ating performanța, el poate în genere să nu aibă, care este mărimea acestor bonusuri pe care are dreptul să le primească. Și iată, în această situație, el are dreptul la două hotărâri judecătorești. Deci una care el, noi putem să o determinăm astăzi, chiar dacă el o să intervină pentru viitor și după asta să adreseze în judecat. Deci eu am spus că o să avem probleme procesuale pentru judecătorii noștri, imediat o să apară același o putere a lucrului judecat, deși e evident Că... acum deja nu e problemă, doar știți. La vetting deja nu e o problemă. Eu vă propun să nu deschidem subiectul ăsta. Dacă vreți detalii, uitați-vă în fiecare seară la televizor. Este certitudine că trebuie noi, codul civil permite lucrul ăsta, urmează să ne asigurăm că din punct de vedere aceasta este procesual posibil, deci din punct de vedere procesual este posibil și deja avocații noștri să înceapă să, pentru că normele, dacă nu le aplici, ele rămân literă moartă. Deci avocații trebuie să înțeleagă că este posibil, în primul rând să nu dispere dacă ei vin și spun, păi noi nu știm astăzi, iată, o să se întâmple ceva mâine, noi știm că o să fie problemele astea. Nu trebuie să vă faceți nicio grijă, legislația vă permite. Nu vă faceți nicio grijă în sens că legislația vă permite, dar trebuie să vă faceți grijă dacă asta o să fieți în practică. Dar eu sunt convins, noi inevitabil o să ajungem acolo unde normele se vor aplica corect. Pentru că eu am ferma convingere că da, avem foarte multe, chiar nu mă tem să folosesc cuvântul mizerii, dar foarte puține sunt datorate relei credințe. În mare parte sunt datorate ignoranței. Nu se înțeleg institutele și plus mai există judecătorii noștri, nu sunt suficient de curajoși să ia în mână toate instrumentele care le dau și de aceea noi și avem sume derizorii care se acordă pentru, în special pentru vătămarea corporală. Eu cred că este o problemă foarte serioasă și judecătorii nu-și dau seama că acordând sume derizorii își pun în pericol și viața noastră, pentru că cei care știu că ar risca să plătească sume exorbitante pentru, sau să nu spunem exorbitante, foarte mari, nu, dacă ar ști că ar plăti foarte mari, s-ar gândi odată în plus dacă săriște
un accident rutier sau atât. Dar da, așa, funcția lumea, preventivă ar fi... Da, deci funcția preventivă din această perspectivă, ea practic nu este exercitată de răspunderea pentru prejudiciu corporal. Absolut de acord. Ați vrut să începeți cu pierderea șansei. Nu, da, trebuie să neapărat să ratăm acest subiect, pentru că este ceva nou. Da, este ceva nou. Și cred că contează foarte mult să înțelegem în ce măsură și când asta aplică. Nu, în principiu nu este nicio mare diferență. Nu știu dacă poate este important, noastră ați făcut cumva mențiunea despre condițiile răspunderii în general și a plății despăgubirilor și acele patru condiții, problema vinovăției. Noastră ați făcut că ea lipsește. Dacă ați văzut aici, este suficient ce ați menționat noastră, simpla neexecutare și mai departe nu începem să discutăm este vinovat sau nu. Eu aș vrea să totuși să risipesc un mit că schimbarea este fundamentală aici. Nu este chiar așa de mare cum este aparent. Da? Nu se prevede vinovăția. Dar în anterior, dacă vă amintiți, vinovăția era prezumată. Deci, de fapt, era o construcție juridică foarte complicată. Diferențele în soluții nu sunt principial diferite față de ce a existat anterior și ce este acum. Pur și simplu acolo se stabilea că trebuie vinovăție formă și ea este prezumată. Deci tu te poți elibera de răspundere dacă invoci. Și dacă vă uitați acolo ce puteați invoca... Eu aici mi-aduc aminte de o hotărâre, nu știu cât e de celebră, dar... În contextul ăsta trebuie să încaseze o sumă de bani de la vreo direcție, de la primărie și Curtea Supremă a spus că având în vedere că la buget nu au ajuns bani, ei nu-s vinovați și nu trebuie să plătească prejudicii. Ai, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я когда есть, спунем, mai bine scriți că nu încasăm, dar nu... Eu zic să... Da, și din această perspectivă. Și nu știu dacă un element la condițiile exoneratorii, noastră ați vorbit despre fapt, pentru că am auzit des mitul ăsta și aș vrea să-l risipim, că a dispărut forța majoră. Da. Pentru că era o panică, să-mi minte când bla Consiliul Economic. În legea de aplicare încă este o notă foarte clară despre asta. Dacă scrii forța majoră, se aplică și oricum se aplică impedimentul. Instituția impedimentul justificător. Dar eu cunosc că inițial a existat o panică foarte mare. La Camera de Comerț. La Camera de Comerț și Industrie, la Consiliul Economic, prim-ministru pe la guvern. Mai ales că la scurt timp după intrarea în vigoare Codul Civil am intrat în pandemie, unde era necesitatea aplicării forței majore. Deci nu a dispărut și fundamental nu este foarte diferit. Ea este mai clară un institut, să nu intrăm în detalii. Acum revenim la pierderea de șansă. Deci, de ce este nevoie să facem deosebirea între prejudiciu eventual, adică de pierderea unei șanse? Pentru că pierderea unei șanse înseamnă pierderea posibilității de a obține un anumit beneficiu în condițiile în care se întrunesc condițiile pentru ca eventuale beneficii să fie obținute. Dar este necesar ca șansa respectivă nu să fie ipotetică. Ce vreau eu. Că posibil ca. Dar să fie acolo să... Termenii să dau. Una, să dau și termenii și cu calul. Eu aș... Toată lumea cunoaște sportul și eu aș vrea să folosesc că e mai simplu. Exemple din sport sunt cumva mai aproape tuturor să înțelegeți că vorbim despre șanse și exemplu din sport să-l dau pentru, cred că cea mai important, că ce înseamnă șansă e una, dar foarte important aici să conștientizăm că pierderea șansei nu înseamnă că judecătorul trebuie să-ți dea cei ce tu sperai că îți primești. Deci dacă tu sperai că calul de curs să păstrăm din DCFR o să câștige, tu părești mărimea premiului. La fel, ai avut șansă să obții un premiu în sport și tu o să-ți dea mărimea premiului. Nu. Este nevoie, ai dreptul.
în primul rând trebuie să demonstrez în ce măsură aceasta este posibil. Și eu, cumva și eu eram sceptic la început, că o să ajungem să devină ceva practic. Cum noi asta să calculăm? Instanțele cel mai degrabă o să fie contra, să accepte, reticente, să meargă în direcția asta. Dar eu am văzut câteva hotărâri a Curții Europene de Justiție, care a examinat lucrul ăsta și care... Și apropo, în domeniul comercial. Da, în domeniul comercial și a vorbit despre aceea că deja există tendința de a elabora careva criterii care va permite să calculeze în ce măsură șansa era posibil să se materializeze și în ce măsură să acorde de făcubiri. Și atunci eu am stat puțin și am reflectat și m-am gândit că lucrul ăsta este foarte posibil și eu cred că destul de repede o să se dezvolte și m-am gândit la... Eu nu sunt destul de versat în domeniul asigurărilor, dar cei ce eu cunosc îmi permite să spun că companiile de asigurări doar au dezvoltat... Ei doar au coanța. Da, deci ei au reușit să dezvolte un mecanism care le permite să calculeze șansa că un eveniment se va produce sau nu. Sau nu se va produce. Și sigur, care sunt costurile? Care da, da. Și ei sigur și-l calculează pentru dânsii și mai degrabă da, să nu asigure cei ce e posibil ca să întâmple. Dar eu cred că nu este foarte diferit mecanismul ăsta să se aplice pentru a calcula care o să fie șansa. Și noi trebuie să știm că când vorbim despre șanse, deci de ce eu am vrut să fac referință la sport, noi trebuie să fim conștienți că chiar și atunci când aproape toată lumea este convinsă 100% că ceva o să se întâmple și cineva o să se știe, poate să nu se întâmple. În realitate se întâmplă altceva. Dați-mi voie Manchesterul pierd la Barcelona. Dați-mi voie să vă propun un exemplu din sport, exact la asta m-am gândit, doar că nu miza pe câștig sau pe pierdere, dar luăm un fotbalist, hai să spunem, care joacă la un club profesional, ca să fie mai real, exemplu, să zicem, din Ucraina. Care are șansa să joace pentru Barcelona. În sensul că cluburile deja s-au înțeles despre transfer și a rămas, nu, el a realizat înțelegerea personală cu clubul și a rămas procesul de negociere a clubului să stabilească prețul de vânzare a acestui fotbalist. Dar înțelegerea lui personală deja este semnată. Acum, în drum spre semnarea contractului între cluburi, deja și ăștia s-au înțeles, el nimerește în accident rutier, într-așa un mod de grav încât, nu știu, fractură la picior, el un an de zile este scos de pe tușă. Și deja nu știe dacă cluburile vor să cumpere așa un... Clubul vrea să cumpere jucător care deja e cu piciorul frânt. Șansa lui de a juca în FC Barcelona. Șansa lui de a primi salariul celălalt de acolo, șansa lui de a ridica trofee inimaginabile până atunci și care ar fi cuantumul în acest caz? Deci iată, eu pregătindu-mă pentru emisiune, m-am uitat la doctrina franceză și chiar și jurisprudență, care ei spun așa că șansa trebuie să fie reală și serioasă și ea se consideră reală și serioasă atunci când fie este în proces de realizare, fie procesul de realizare este iminent. Doar în așa cazuri noi putem vorbi despre faptul că este o șansă care tu ai pierdut-o și prejudiciul se poate de pretins daune în astfel de cazuri. În rest, asta sunt visurile celui care încearcă să obțină reparația pentru pierderea șansei și să nu încurcăm visurile cu cazurile când șansa este reală. Da, foarte important și puteți să aduceți argumente în care transferul a fost ratat chiar dacă erau și semnate contractele și individuale și cum și s-a întâmplat ceva ulterior. Deci, într-adevăr, noi vorbim despre ceea că este doar o șansă și eu insist încă o dată că avem primul test și vine al doilea test. Asta înseamnă că chiar dacă noi spunem fantastic, nu e posibil așa ceva, dar cineva spune, am demonstrat că eu gata, sunt la Barcelona. Asta nu înseamnă că eu, pentru pierderea șansei de a ajunge la Barcelona, primesc întregul salariu,
premiile care îl plătește eventual Barcelona pentru câștig trofeile în timp de atâția ani și așa mai departe. Da. Nu, toate astea nu poate să fie. Deci avem două lucruri foarte complicate, dar îndemnul meu este totuși să nu subestimăm acest institut. Eu cred că el a fost, s-a făcut referință la Franța, el a apărut jurisprudențial. Deci, apropo, foarte multe instituții care apar aici, apar în jurisprudență. Da. Eu sper că să ajungem și noi când în Republica Moldova vor putea juridicătorii noștri elabora asemenea doctrine, dar nu în sensul să... Eu cred că așa trebuie să fie, dar... Așa fi... istoric s-o dacă, creat. Dacă îmi permiteți, absolut de acord cu gândul dumneavoastră despre ce e că nu ai cum încasa salariul, chiar dacă era cert că tu ai să primești salariul lunar 5 ani de zile, nu mai știu cât acolo, premii, bonusuri și așa mai departe. Pentru că s-ar fi putut întâmpla că tu după câteva meciuri să nu mai joci. Da, în sensul... Salariul de obicei se plătește. Nu, bun, sau că se plătește atâta dacă joci atâtea meciuri, dar dacă tu ai este un salariu minim, atunci nici chiar salariul cel minim nu-l poți pretinde. Pentru că funcția acestei răspunderi, din punctul meu de vedere, nu este una reparatorie. Da? Ea este mai degrabă o încercare de a-i oferi omului o recompensă pentru că a pierdut o oportunitate. Nu că a pierdut o sumă de bani. Pentru că suma, nu putem vorbi despre certitudine acestei sume. Da, certitudine, noi nu suntem în prezența unui prejudiciu reparabil pe care noi putem să-l stabilim astăzi. Noi vorbim despre o șansă. Da, pentru că dacă ar fi un prejudiciu reparabil, s-ar repara, da. Fie, deci dacă... fie real cauzat, fie, nu știu, venit ratat, da, în sensul... Una de aici. Da, pentru că dacă deja este semnat contractul și este... Noi vorbim despre ratarea șansei de a te transfera. Pentru că dacă ești transferat, deja se ratează. Deși, din cât aici... știu eu, posibil că Barcelona, spre nenorocul ei, o să plătească salariul, chiar dacă ăsta a nimerit în accident. Da, practic, asta e, practic apropo, așa arată. Nu, acolo contractele sunt foarte serioase și lumea primește toți banii. Nu doar contractele, dar și atitudinea față de contract. Și atitudinea este. Și cred că asta este mult mai important, pentru că tot pornește de aici. Contractul este, sigur, foarte important, dar dacă noi avem o cultură juridic prin care contractele nu se respectă. Și foarte trist este că lumea nu înțelege că dacă nu respecti tu contractele, tu contribui la aceea că nu o să fii respectat contractul. Respectul lor pentru contracte, eu mă minunez de fiecare dată când apar știrile că Barcelona a ajuns la o înțelegere verbală cu Manchester City pentru transferul lui Cancelo pentru 35 de milioane de euro. I-au ajuns la înțelegere verbală, adică gata, noi am bătut palma respectul cuvântului datorat și așa mai departe. Sigur că da. Noi când o să începem a trăi în spiritul ăsta, da, că respectul cuvântului, respectul contractului, asta nu doar de atâta că am semnat sau de atâta că, da, asta ți-a asumat obligații, semnătura ta pe contract nu este un autograf. Asta e. Absolut de acord. Eu des în asemenea situații mi-amintesc secvențe din filmele foste sovietice despre perioada veche când venea cineva și spunea tragedie, faliment. Deci cineva nu poate să-și execute obligațiile. Deci asta era sfârșitul. Da, deci, oamenii își luau viața din cauza la astfel de situație când nu puteau respecta cuvântul. Astăzi la noi toată lumea discută despre lumea nu înțelege că plata datoriilor de către moștenitori este unul din aspectele care luate în calcul pentru a salva onoarea antecedentului tău. Eu mă mir că lumea... Da, sigur, când noi suntem la drept civil, discutăm aspecte strict legale, trebuie plătite, nu trebuie plătite datoriile. Dar problema când lumea nu înțelege că este aspectul ăsta, pentru mine asta trebuie. Scuzați că noi am cam deviat de la subiectul ăsta. Dacă puțin revenim doar la pierderea șansei, eu cred că rolul judecătorilor este unul enorm în acest proces, în gândirea, cu sigur cu ajutorul celorlalți participanți, avocații, tot trebuie să propună soluții. Care ar fi acea proporție
din eventualul ce ar fi câștigat el, da, și cât să-i se atribuie, care-i costul șanselor. Da, ideea dumneavoastră cu asigurările ar putea să fie un punct de pornire, dar asta nu înseamnă că nu trebuie de gândit și de urmărit ce se întâmplă în lume la acest subiect. De acord, eu nu pot să repet decât frazele care am văzut eu în hotărârile Curții Europene, în care a spus că trebuie să ne așteptăm că se vor dezvolta mecanisme care vor permite ca normele respective să fie aplicate. Deci și atâta timp cât legislația noastră este identică cu ceea ce au oamenii în privința reparării daunelor și inclusiv a șanselor, nu vom putea aplica aceste criterii direct și în Republica Moldova. Iarăși obținem o jurisprudență și un comentariu aplicabil direct situației noastre, grație faptului că am încetat să inventăm dreptul civil moldovenesc și am aplicat. Da, cu certitudine. Și eu cred că noi un îndemn să transmitem avocaților ca ei să urmărească. Practic, apropo, nu doar la acest aspect, da, la toate aspectele, pentru că indiferent ce n-am spus noi astăzi și care n-am spus opinia, în măsura în care jurisprudența Uniunii Europene va atenua cumva unele, pentru că noi astăzi suntem la etapa în care avem norma brută, da, așa cum au conceput-o legiuitor. Dar orice normă evoluează în timp. Și nu trebuie să uităm că normele se interpretează prin prisma altor instituții de drept. Și dacă noi o să vedem în jurisprudența Curții Europene că s-au pus accentele în altă parte, eu sper foarte mult că avocații și în special judecătorii noștri o să accepte și noi să preluăm aceste lucruri pentru a fi în pas cu evoluțiile. Nici o normă nu trebuie să rămână moartă. Da, și așa cum a fost concepută cândva. Este un organism viu și din perspectiva asta noi avem un avantaj enorm. Asta era și unul dintre argumentele pe care eu insistam să preluăm instituții, pentru că noi putem, pe de o parte, să avem, dacă nu certitudinea, măcar încrederea că normele respective au fost elaborate ținând cont de un complex extraordinar de amplu de interese care trebuie luate în calcul când formulez o normă. Deci, cu tot respectul față de doctrina din Republica Moldova, asta cei care... bun, haideți să nu intrăm în discuție, dar de, hai să spunem, breasla noastră ca juriști, noi trebuie să recunoaștem că nu avem capacitatea de a genera concepte viabile. Și este foarte trist că eu văd că multă lume se hazardează să propună soluții care lui se par bune. Pentru că ceea ce ți îți pare bun la un anumit moment, îți aduce un exemplu din altă parte și îți arată că norma ta e foarte proastă. Și iată, din această perspectivă, eu sper că dacă în rezultatul emisiunii noi o să-i convingem pe tot să citească atent DCFR, eu îi spun DCFR, așa m-am depres, dar e corect, așa, dacă rămânem la engleză, e corect pronunția care o propuneți, și să urmărească cum normele respective se aplică în, la nivelul Uniunii Europene. Să știți că noi ne-am atins misiunea. Referitor la aplicare, cred că din tot ce o să discutăm noi azi, cel mai des se aplică zi cu zi este dobândă în întârziere. Da. Deci, scuze, Maxim, dacă mă lași puțin. Este un moment în care vreau să terminăm despre cum se numește, prejudiciu. Scuzați că am intervenit peste dobânda din întârziere și nu știu dacă urmează să o deschidem subiectul ăsta astăzi, chiar mai degrabă e pentru un alt serie. Separat să vorbim despre dobânzi, despre capitalizare și așa mai departe. Acolo nu am nimic împotrivă tot cu domnul Ișanu, dacă va mai accepta. Ceea ce am vrut eu să propun, să vorbim puțin despre prejudiciu nepatrimonial. Și ca să nu începem de la teorii, vreau să revenim la exemplu cu managerul care a fost concediat, ok, desfăcut contractul de management, el jumate de an nu-și găsește de lucru, se judecă compania, a câștigat, el cere banii care erau conform contractului, și, dar el mai suferă pentru că el era, nu știu, hai să zicem, la Microsoft manager. Deci el a fost concediat de la Microsoft, el nu mai, nu, compania de talie asta nu-l mai ia la lucru, da, și
care este, ce cerem noi în cazul prejudiciului moral? Dacă am spus că este complicat răspunsul la întrebarea cum determinăm mărimea prejudiciului patrimonial, păi iată răspunsul la întrebarea cum determinăm noi mărimea prejudiciului nepatrimonial este de mult. Domnule Șanu, dar până la mărime, ce, pentru ce? În primul rând, el poate, ok, persoana fizică e foarte simplu. Eu am vrut, da. să ajungem la persoana juridică, da? Persoana fizică, clar, reputație, suferință, boală, durere, tot asta, el încearcă să cuantifice și problema aici, cum ați spus dumneavoastră, este cuantificarea. Da, există jurisprudență și acceptat că și persoana juridică, chiar dacă persoana juridică nu plânge, da? Este îndreptățită în anumite situații să pretindă și un prejudiciu moral. Și sunt și hotărâri CEDO și hotărârea Curții Europene de Justiție, care justifică cu titlul respectiv. Ca regulă de principiu, noi trebuie să spunem că în codul civil nu se face distinții între subiecți, persoană fizică sau persoană juridică. Regula este comună. Sigur, din start precizăm că nu este vorba că persoana juridică va primi despăgubiri pentru prejudiciu moral în aceleași cazuri și condiții ca și o persoană fizică. Sigur că pot fi cazuri în care persoana fizică poate primi despăgubiri, persoana juridică nu, dar ca principiu regula este că noi nu facem distinții. Persoana fizică sau persoană juridică. Prejudiciu pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale, deci spre deosebire de, cum cunoașteți anterior, era exclus în raporturi contractuale, avem diferența dintre sistemul anglosaxon, european. Noi aici avem cumva o soluție de compromis. O soluție de compromis. Deci nu s-a extins foarte tare, dar în același timp legea prevede în mod expres repararea prejudiciului pentru încălcarea drepturilor personale nepatrimoniale. Și în măsura în care drepturile personale nepatrimoniale aparțin unei persoane juridice, regula o să fie că se vor acorda despăgubiri și pentru acestea, ca să spunem așa, cam în aceleași condiții ca și pentru persoana fizică. Nu mă refer la mărimi și la întinderea prejudiciului, la faptul dacă, spre exemplu, vorbim despre aceia că s-a încălcat dreptul la nume personal a persoanei juridice, fizice, deși eu, apropo, foarte rar am întâlnit când o persoană fizică să ceară despăgubiri morale pentru încălcarea anumit dreptul la nume. De regulă, lumea îl trece prin onoare și demnitate, reputație, dar eu cred că este un drept distinct. Deci dacă numele meu, chiar dacă nu pot spune că mi-a încălcat onoarea și demnitatea, dar numele, dreptul la nume a fost încălcat, eu pot cere despăgubiri pentru prejudiciu moral și pentru aceasta. Dar exemplul care l-am citit eu era despre o societate comercială care a obținut reparația prejudiciului moral suferit pentru că producția sa a fost utilizată într-un film porno și unde marca comercială înregistrată era extrem de vizibilă. Deci nu întâmplător a apărut în cadru, dar ea era practic peste tot. De acord. Și iată, mențiunea dumneavoastră este foarte potrivită, că ați spus că și în relațiile contractuale, în cazul în care ți se încalcă un drept nepatrimonial și în alte cazuri prevăzute de lege, atunci, pentru că anterior noi știam dacă e persoană fizică și îi se încalcă drepturi nepatrimoniale sau în alte cazuri prevăzute de lege. Acum nu mai avem distinția asta, oricare subiect care a suferit o daună pentru un drept personal nepatrimonial va putea să solicite reparația acestui prejudiciu. Da, sigur că toate condițiile de mai departe, că prejudiciul respectiv să fie rezultat al neexecutării și așa. Absolut de acord. Deci, din această perspectivă, eu cred că
noi trebuie să ținem cont că drepturile personale nepatrimoniale sunt active foarte serioase, pe care nu le valorifică întreprinzătorii din Republica Moldova. Și una din explicații, cred că este anume și chestia aceasta, că tu nu prea îți poți proteja dreptul la anume. Că să nu mai vorbim despre faptul că nu îți poți proteja chiar și dreptul la marcă comercială și așa mai departe, oricine. Eu, apropo, n-am mai urmărit din epopeea, dar a schimbat cumva Curtea Supremă jurisprudența conform căreia că dacă cumperi Adidas la piață, pentru toată lumea e clar că asta nu e Adidas veritabil și nu trebuie protejat dreptul la... Din câte știu, au fost ulterior câteva hotărâri care au îndreptat această greșeală impardonabilă, nici nu știu cum să-i zic, dar da, absolut de acord. Deși exemplul ăsta nu este din obligații contractuale, deși putea să fie, pentru că absolut. Respectiv putea să fie, dar nu e. Sigur okay. că cu regret noi puține lucruri putem spune despre repararea prejudiciului pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale, pentru că există puțină jurisprudență, puține criterii, chiar și dacă vă uitați în manualele de drept, când se vorbește despre condițiile răspunderii și se analizează prejudiciul, cu privire la prejudiciul patrimonial, aveți analize foarte detaliate, cu exemple, când se ajunge la prejudiciul nepatrimonial, deci despăgubiri pentru prejudiciu sau așa numite daune morale, aveți câteva aliniate, foarte rar câte un exemplu concret, doar se menționează că în principiu se poate în ultimul timp. Și rezultatul, cred că explicația este foarte simplă. Având în vedere că în partea noastră a lumii evoluția este de ultim moment și mai degrabă erau reticente la capitolul ăsta, încă nu s-au dezvoltat nici jurisprudență, nici doctrină, dar eu și cred că... conștientizare și cultură pentru apărare. Dacă îmi permiteți, eu mai vreau un subiect să discut și după asta discutăm tot ce vreți numai voi. Da. Am zis că prejudiciul este centrul de gravitație a răspunderii civile. Și dacă asta e așa, atunci cuantificarea prejudiciului este călcâiul lui Ahile în procesul ăsta. Da, și v-am menționat de mai multe ori, dumneavoastră ați menționat că asta este o problemă în general, cuantificarea prejudiciului. Eu aș vrea să abordăm subiectul cu standardul de probă. Că clar că legea spune creditorul trebuie să dovedească mărimea prejudiciului. Acum, întrebarea mea este, trebuie să dovedească până la ultimul bănuț, asta este criteriul, standardul, 100%, ce ai dovedit, ce ai încasat, dar ai dovedit exact că ai pierdut chestia asta. Sau admitem o probabilitate oarecare, formulată în următoarea expresie, mai degrabă e așa decât nu e așa. Iată, judecătorul, admitem în anumite situații, Cred că este bună formula pe care ați propus-o. Eu aici aș face referință la practica Curții Europene. Nu știu dacă ați urmărit atent acest aspect, dar eu de fiecare dată mă gândeam la această problemă când vedeam că Curtea a examinat argumentele la una și la o parte, nu a putut stabili exact, cu certitudine, dar trebuie să acorde dată și Curtea folosește o formulă care, cu părere greu, nu o să poată folosi instanțele noastre, statuind în echitate, Curtea a decis să acorde suma X. Deci este expresie a ideii pe care ați menționat-o noastre anterior, că ar fi contrar spiritului codului civil să respingi o cerere de acordare a despăgubirilor pe motivul că nu s-a putut demonstra cu exactitate întinderea prejudiciului. Deci este clar că noi apelăm la expertize, apelăm la practici eventual judiciare sau practici de comerț sau uzanțe care se întâmplă. Dar cu certitudine este clar că trebuie să facem o distinție între aceea dacă tu nu poți demonstra cu exactitate că acesta este un prejudiciu pe care tu l-ai suferit și situația în care tu oricum trebuie să demonstrezi mărimea. Deci dacă tu ceri 10.000 de lei, înseamnă că tu 10.000 de lei
și dacă folosind expresia de mas până la ultimul bănuț, trebuie să-l demonstrezi făcând referință la uzanță. Conform uzanțelor, în acest caz, va fi suma de 10.000 de lei. Deci nu poți spui, conform uzanțelor, se încasează de la 1 milion până la 10 milioane și haideți să vedem. Oricum trebuie să o demonstrez. Dar mai degrabă noi trebuie să spunem că în acest caz noi nu trebuie să impunem sarcina că el să demonstreze cu referință la fapte concrete, prejudiciul care a avut loc în circunstanțe concrete. El face referință la circumstanțele care sunt aplicabile cazului în speță. Și noi spunem că situația respectivă nimerește sub asemenea matrice, dacă putem să o spunem, și în acest caz despăgubirea urmează să fie 10.000, 50.000. E clar că intrăm în discuții și speculații, dar cu certitudine nu trebuie să vină concluzia opusă. Având în vedere că el n-a putut demonstra exact... Că e 10 lei, îi respingem în general. Respingem în general. Uh-huh. Deci asta, asta este de neimaginat să se întâmple. Cu regret, pentru că în cazul ăsta mergem în partea cealaltă. Stimulăm neexecutarea contractelor, pentru că, cum spuneam, dovedirea prejudiciului este complicat și el merge de la complicat la mai complicat și la mai complicat. Nu există. Foarte simplu și complicat și foarte complicat. Și atunci e suficient ca să înțelegi că nu va putea dovedi cu exactitate prejudiciul creditorul și tu refuzi executarea contractului și îți faci din neexecutare un avantaj. Da? Da. Și cel care e de bună credință și care a executat rămâne cu buza înflată. Sigur că nu cred că asta este spiritul dreptului privat și ceea ce vrea codul civil în astfel de situații. Eu cred că nu este chiar atât de complicat, pentru că există experți care evaluează prejudiciile. Sigur că există și domenii în care nu există, dar în multe domenii noi avem experți care sunt... De acord, eu am exagerat poate puțin, nu în toate cazurile, dar sunt astfel de situații. Da. Deci regula trebuie să fie prejudiciul trebuie reparat totdeauna și integral. Nu uitați că noi vorbim de principii. Apropo, să facem un demers în valoarea în favoarea principiilor, care în Republica Moldova eu am impresie că sunt necesare doar pentru ca studenții să poată pune un 2 în plus, profesorii să poată pune un 2 în plus studenților când au învățat principiile. Asta e fundamentul la tot ce este. Deci da? Noi trebuie să înțelegem că principiile trebuie să primeze oricărei norme pe care noi o discutăm aici. Și noi trebuie totdeauna să-i dăm un sens care este în conformitate cu principiul. Cu principiul, da. Deci noi când vorbim de interpretarea regulilor cu privire la standardele de probațiune, noi trebuie să ținem cont că le interpretăm contra principiului care spune repararea integrală a prejudiciului care include beneficiul ratat. Nu doar prejudiciul exact, pentru că la prejudiciul exact deseori nu o să apară complicații, pentru că el face referință la cheltuieli exacte, expertiză cât s-a diminuat valoarea bunului și așa mai departe. Problema noastră cea mai mare este la beneficiu ratat, deși nu trebuie subestimat și în cealaltă parte. Nu este chiar atât de simplu cum s-ar putea să deducă unii din... Că eu cred că se determină și în alte cazuri mărimea prejudiciilor, dar aici, deși noastră nu vă place sau ați fost cumva reticent, eu aș reveni totuși la ideea că avocaților noi trebuie să le recomandăm ca în contracte să fie... Da, nu poți descrie toată mecanismul răspunderii pentru fiecare neexecutare, dar ca careva reguli generale, privire la răspundere. Să nu avem capitolul. Nu știu dacă am fost reticent. Eu, noi cu Maxim suntem invers adepții ca contractul să fie exact așa. Eu cer scuze, eu am avut în vedere, sunteți reticent să discutăm acum subiectul, că e altă dată. Nu. Dar eu aș reveni și eu aș recomanda tuturor că când discutați oricare temă să le atrageți atenție. Că noi am discutat toate problemele, dar aveți posibilitate foarte multe din probleme să le rezolvați la etapa când scrieți contractul. Da, și iată toate lucrurile astea care apar întrebarea. Care o să fie standardul? Iată, ce împiedică în contract să fie stabilit? Că în caz de demonstrare a prejudiciilor, părțile convin că nu se va cere standardul atât de înalt de demonstrare și punem noi criterii. Că asta să devină contract.
Noi trebuie să uităm că el, contract, este lege a părților și deci instanțele nu o să le poată ignora. Sigur, dacă ei vor să comită abuzuri, închidem discuția noastră aici și nu prea avem ce discuta. Noi discutăm situații în principiu normale. Da, pentru că, din păcate, majoritatea contractelor care nimeresc în mâinile noastre, noi vedem că pentru neexecutarea obligațiilor, partea care se face vinovată va repara prejudiciul. Și tare s-au mai înțeles. Sunt alții care merg și mai departe în conformitate cu legislația. În vigoare. Și neapărat adăugat în vigoare. Da. Că poate... Asta e. Nu, de acord. Deci noi, tot ce discutăm noi astăzi aici, și când cineva vede că noi am spus că este o problemă, noi trebuie să notați, am în vedere, cei care aplică noi, o notează și el trebuie să știe, chiar dacă nu o să vii cu o soluție definitivă, chiar dacă ar putea să apară probleme, dar oricum nimic nu te împiedică, să pui în contract. Ai setat ancora, deja tu ai orientat judecătorul încotro a fost intenția voastră, cum voi v-ați gândit să soluționați această problemă dacă ea apare. Și atunci el nu va avea oceanul ăsta de soluții. Da? El, oricum, soluția lui va trebui să fie în jurul înțelegerii părților referitor la această problemă. Absolut de acord. Și cu asta încă vă mai și protejați de interpretările eronate a textelor de lege. Pentru că aveți, eu consider că unul din cele mai puternice instrumente care noi l-am dat în acest cod este anume faptul că am prevăzut expres toate normele de la obligații. Sunt dispozitive. Dacă noi n-am prevăzut expres... Eu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. La celelalte aș fi vrut să dăm mult mai larg și la alte acte normative și celelalte părți, dar am hotărât să nu mergem atât de departe. Dar poate, și acolo îmi pare am mers, dar nu știu, poate n-am fost suficient de curajos să fie aplicat acest normă, numai că e foarte complicat pentru că aici noi am formulat textele. Da. Acolo le-a formulat alții care nu au avut în vedere acest concept. Dar să venim noi să facem o normă care în principiu trebuie să fie imperativă. Formula închip neîndoielnic, eu cred că e clar pentru toată lumea. Închip neîndoielnic este imperativă normă. Da? Adică nici cel mai mărginit om nu-și imaginează că el poate fi interpretat altfel. Nu se poate și nu se poate. Da. Așa că noi o să avem posibilitate și eu cred că avocații o să aibă posibilitate prin contracte să corecteze calea greșită. Pentru că dacă curtea va interpreta normele în mod eronat, atunci dacă o să se lovească de un val de contracte în care interpretarea pe care i-o dată o eronată este schimbată în contract, pentru că dacă ei spun că nu răspunde conform o interpretat o normă, că nu răspunde, părțile stipulează expres în contract că prin derogare de la articolul cutare o să se poartă răspundere. Da, mai simplu. Dacă prin hotărâri spune că foaia asta e neagră, atunci, cum spuneți dumneavoastră, în contract, știind practica care e de interpretare care ne pare nouă greșită, am scris părțile au convenit să considere această foaie de culoare albă. Da, dar eu cred că astăzi, sigur, fără soluționarea problemelor sistemice din justiție cu greu ne putem accepta să avem ne putem aștepta să avem o cultură juridică. Dar eu cred că avocații au pârghii suficiente de a schimba foarte multe lucruri și nu trebuie să lăsăm să așteptăm până cineva o să facă. De a contribui la schimbare. Eu cred că trebuie să ne asumăm și da, putem folosi căile alternative de soluționare a disputelor atâta timp cât nu mai vrem să rămânem în albia necunoscutului, incertitudinii în cazul instanțelor judecătorești. Pentru mine rămâne o enigmă enormă de ce în condițiile în care există o opinie quasi unanimă că justiția e la pământ, de ce lumea acceptă să ducă în justiție și nu apelează la zi? Ei își pot crea propriile instanțe judecătorești. Cu proprii judecători. Un corp de arbitri în care pot selecta, iată cum spunem, că nu putem schimba judecătorii din sistem, oamenii care fac afaceri au posibilitatea să creeze un corp de judecători paralel. Foarte simplu. Da, de acord. Maxim, scuze, am intervenit brutal atunci peste propunerea ta de a discuta despre dobânda de întârziere. Eu mă gândim doar în context, să menționăm foarte pe scurt, pentru că din tot ce noi discutăm,
Eu nu știu procentajul la oameni care o să încerc să solicite șansa pierdută, deși ca instrument și ca instituție foarte importantă, dar zi de zi majoritatea avocaților probabil încasează dobând de întârzieri. Cumva. Și poate pe scurt, fără să intrăm în foarte mult detalii, să specificăm schimbarea de paradigmă care a fost unul, cred că asta e cel mai important. Eu sunt de acord, dar promitem că revenim într-o serie separat să discutăm despre dobândă. Da, pe lung, trebuie. Da. Pentru că asta e, la tot ce s-a discutat până acum, eu cred că asta se încadrează în viziunea generală. De principiu, noi am început cu asta, că trebuie să-i ofer creditorului și așa el ar fi obținut prin executare, că dobânda de întârziere e o modalitate de a despăgubi și acum concepția și din disfiar este că tu nu îl îmbogățești prin despăgubirile astea și îi oferi ceva, un remediu echitabil și rezonabil. Acum, noi înainte des avem cazuri până în 1 martie 2019 când se încasa dobândă și penalitate. Și să nu uităm că și dobânda și penalitatea des cam acolo, penalitatea asta e anticiparea prejudiciului stabilit de părți și despăgubirea, dobândă de întârziere e o rată stabilită de lege. Acum, și s-a schimbat în sensul ăsta pentru că e un schimb de paradigmă important și mulți, în continuare am văzut și în 2020-2021, multe cereri de chemare în judecată în care solicita și sau un contract am văzut stipula dobânda și penalitatea și încercau să încaseze. Cred că practica s-a mai domolit, dar totuși, trebuie să spunem asta. Eu până să se explice domnul Ieșanu, pentru că el știe exact cum au ajuns la reglementarea asta, am să menționez doar faptul că, dacă eu nu greșesc, ideea asta, că asta este o categorie aparte de dobânzi, vine de la ruși. Ei tot au încercat să demonstreze că penalitățile și dobânda de întârziere sunt alte categorii în general. Că penalitatea e o formă de răspundere, dar dobânda de întârziere asta este plata pentru folosirea banilor mei care trebuia să mă întorc. Mi-amintesc că citeam ceva de genul ăsta pe timpuri. Și s-a înrădăcinat și în practica judiciară și în doctrina lor, că astea sunt două categorii diferite și ai voie și la asta și la asta. Acum, din punctul meu de vedere, este echitabil să fie așa cum e la noi, pentru că nu poți să-l pui pe om să plătească tot ce... Iarăși, pornind de la funcții și pornind, formularea în lege că dacă este stabilit și una și alta, atunci optez pentru una din ele, îmi pare reușită. Dar nu o să mă bag eu cu Amelie 3 căpeici, îl rog pe domnul Ieșanu să ne povestească. Noi foarte, foarte mult am discutat norma asta și cred că o să rămâneți surprins că foarte mult s-a discutat nu atât cum noi o formulăm, ci faptul că eu insistam pe ideea că nici conform legislației vechi nu se puteau de încasat ambele. Așa. Ambele. Dintr-un simplu motiv... Scuzați că vă întrerup. Era o perioadă de timp, dacă eu nu mi-amintesc corect, în care Curtea Supremă de Justiție și-a schimbat la un moment practica. Deci ei, exact cum spuneți dumneavoastră, în prima perioadă ei aplicau, refuzau să încaseze și una și alta și la un anumit moment a apărut o hotărâre explicativă care le folosea, în care a zis că, adică au adoptat punctul de vedere a rușilor și au zis, se poate și una și alta. Da. De ce? Eu spun, pentru că asta înseamnă să nu înțelegi. Că, într-adevăr, la noi dobânda și clauza penală sunt instituții cumva, ele au fost păstrate separat, pornind despre la faptul că dobânzile se aplică doar obligațiilor bănești, clauza este o noțiune mai largă și ea poate fi folosită pentru neexecutarea și altor obligații. Dar de ce eu spun că s-a comis o eroare și nu s-a înțeles esența clauzei penale? Pentru conform conceptului care a existat totdeauna, clauza penală este inclusivă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că clauza penală se încasează doar în măsura în care este necesară pentru acoperirea prejudiciului. Nu poți încasa și clauză penală și prejudiciu. Pentru aceasta este nevoie de o prevedere legală expresă sau de o obligație sau de o prevedere contractuală. Clauza penală punitivă. Punitivă. Da, deci doar în acel caz. La noi, fără să existe un text de lege,
au transformat clauza penală în clauză penală punitivă, pentru că în principiu regula cu privire la plata dobânzilor în principiu acoperă prejudiciu și ea este prevăzută acolo ca o evaluare a anticipată a prejudiciului. Și chiar se prevede când poți demonstra piste, când nu poți. Deci se încasa prejudiciu și clauză penală punitivă. Aceasta era problema care din. Și până la urmă eu încercam cumva să insist că hai poate să o rezolvăm, să o lăsăm și am acceptat că să fie formulat așa. Deși aici noi tot avem o problemă. Pentru că dacă ați uitați, încasez ori una, ori alta, și asta înseamnă că noi de fapt am exclus clauză penală punitivă în cazul obligațiilor bănești. Pentru că el ori încasează dobânda, ori încasează penalitate. Dar nu poate în cazul obligațiilor bănești, pecuniare, da. Da, în cazul obligațiilor bănești. Bun, discuția se poate lărgi pentru că noi avem dobândă de întârziere în cazul executării obligațiilor de a da sau de a face. Nu, asta e. Nu, păi atunci nu apare problema care spune domnul Ișanu din punctul meu de vedere. Dar ar putea să fie exact așa o interpretare în care spui, scuzați. Da, eu înțeleg că tu ai clauză punitivă, dar cum măsori tu prejudiciul deasupra penalității altfel decât prin aplicarea ratei dobânzii de întârziere. Asta e mecanismul la obligațiile pecuniare. Da, cam asta o să fie. Dar e ok. Cel mai important, pentru că eu sunt de acord, am ales, spunem, răul cel mai mic în situația în care noi eram, pentru că era clar că încasarea concomitentă și a dobânzilor și a penalităților, mai ales că existau doar situații în care penalitățile în principiu acopereau integral prejudiciu și poate chiar și-l depășeau. Și atunci noi încălcăm un principiu conform căruia nimeni nu trebuie să se îmbogățească fără un temei legal. Clar că noi am creat noi temeiul legal și te spune că da, tu le primești în temeiul legii, dar nu asta a fost logica, ca prin mecanismul dobânzilor de întârziere și a penalităților de întârziere, noi să îi dăm posibilitate unui cuiva să se îmbogățească. Regula, și asta e principiul de la repararea prejudiciului, este că el se repară integral, dar doar prejudiciul real, revenind suportat. La term, suportat. Deci tu nu poți să te îmbogățești apelând la mecanismul de repararea prejudiciului care ți-a fost cauzat. Sigur că asta e, iarăși, cineva o spune că domnule Șanu, ia lăsați-o, că eu vă demonstrez foarte des că el încasând dobânda, de fapt, se îmbogățește, că altfel nu mai folosă el banii ăștia și nu mai primi nicio dobândă. Și e clar că există situații în care... Eu cred că prima și acoperă dobânda asta, în primul rând, asta e inflația. Și tu oricum îi devalorizează, indiferent, tu dobânza asta puteai să nu o primești, dar când ai 100 de euro peste un an, tu by default ai pierdut asta. Nu, sunt de acord, eu nu contez, deci e bine că e pus și eu am susținut totdeauna că dacă tu te folosești de bani străini, tu trebuie să plătești. Și de fapt, eu personal urmăresc un scop nu atât cu asta. Pe mine mă interesează să ne asigurăm că oamenii respectă obligațiile. În genere, eu sunt adeptul măsurilor care permit să construim un sistem normal în care oamenii, cum spuneți noastre, a încheiat un contract verbal, îl respectă, are obligații, o execută. Și eu cred că plata dobânzilor este unul dintre instrumentele care poate să-l determine. Sigur că situația e diferită. Dacă inflația e mare, spui clar că îți plătesc eu dobândă, adică să mă duc eu de la bancă cu o rată mult mai mare. Dar ca principiul, plata dobânzilor are scopul să-l disciplineze pe debitor și să-l determine să execute obligația. În rest, noi n-am îmblat la institutul practic, este același mărimea dobânzii, am mai schimbat... Cu calcularea, cu modul de calculare, acolo e două ori pe an. Da, care am intrat la baza de referință. Eu acolo trebuie să recunosc că eu nu sunt specialist în drept bancar, nici nu știu care... Da, s-a schimbat rata de calcul...
Bun, anatocism, capitalizare. Da. Bun, asta dar, dar no, asta, asta cu siguranță o să discutăm în cadrul unei sesiuni separate. Poate de menționat ce am mai spus este capitalizarea la 12 luni a dobânzilor, că asta n-a existat anterior, doar asta, să o menționăm acum, să nu intrăm în detalii. Cred că astea ar fi regulile de bază care s-au schimbat. În rest, a rămas. Și apropo, foarte multe lucruri au rămas așa cum erau. Cu regret, lumea nu știu de ce consideră că dacă sunt folosite alte cuvinte, este o altă normă. Noi... Dacă am ajuns aici, să vă spun și eu că, din păcate, la unii ar fi trebuit să îmblați. Spre exemplu, contractul de comodat, contract de locațiune, acolo au rămas niște formulări din alea cu... Noi trebuie să recunoaștem că contractele au fost cel mai ignorate în atenția noastră. Noi am avut... Dacă alegerile parlamentare ar fi fost cu un an mai târziu, ați fi reușit noi am fi lucrat mult, mult mai mult. Dar eu eram conștient că dacă nu adoptăm modificările, gata, anume, din asta și le-am pus foarte repede în aplicare. Eu sunt adeptul ca să noi să acordăm perioade de tranziții mult mai lungi. Dar eu am calculat termenul când se întrunește următorul parlament, când se face astfel încât să mă asigur... Ați evaluat, că... ați evaluat riscurile și da, v-ați gândit ce se întâmplă. Să nu fie șansa pierdută. Da, am, am valorificat o șansă pentru că eu consider că sigur că eu... mă laud pe mine acum și cei care am lucrat, dar eu cred că Republica Moldova a făcut un pas enorm înainte prin modificarea. Aveți aici doi susținători aprigi ai acestei tezi, care noi o promovăm peste tot și chiar vreau să vă felicit dumneavoastră și echipa cu care ați muncit la acest important, la această Constituție civilă a noastră, da, pentru că ea chiar mă face să fiu mândru și să vreau aplicarea dreptului moldovenesc în toate tranzacțiile și în toate, pentru că când discutăm cu colegi din alte jurisdicții, cum la voi acolo, zic, ai să rămâi surprins, la noi e mai gine ca la voi. De acord, dar eu sunt, dar noi doar putem aplica dreptul nostru, puteți face o favoare dacă o să-l aplici instanțele, măcar și de arbitraj internaționale, noi am avut contracte semnate în care arbitrajul era în Estonia și dreptul ales era dreptul moldovenesc. Deci asta au fost contracte făcute de noi și noi am convins clientul să accepte această, această formulă. Așa că, și asta a fost încă în 2020. Nu, nu, nu. 19 sau 20. Deci la scurt timp după intrarea în vigoare a, a codului civil. Așa că, sincere felicitări pentru, da, pentru acest mulțumim. Lucru. Da, mulțumim. Și, și pe noi ne felicităm, sigur. Și da, toată lumea, dar eu cred că am obligația să spun numele lui Octavian Cozac, care noi eram cu ideile, clar, cu asta, dar munca de salahor să scrie textele și să le pregătească era a lui, așa că eu îi sunt foarte recunoscător pentru că da, am identificat noi posibilitatea să îi achităm o anumită sumă, dar îmi imaginez că a făcut voluntariat. Dar, dar foarte mare parte a fost voluntariat, ca și din partea multor membri din comisie. Da, într-adevăr, cunoaștem și noi despre... Fost și invitat la noi, noi tot am discutat și despre valoarea codului, inclusiv cu dumnealui, și noi chiar nu ne temem să spunem asta la stânga și la dreapta, chiar în pofida unor păreri opuse a anumitor colegi de noștri, dar eu cred că și ei la, o să treacă puțin timp și o să se convingă că noi avem un cod civil extraordinar. Asta o să suni poate obraznic din partea mea, dar eu cred că ei nu l-au citit foarte atent, nu au reflectat și nu au înțeles adevărata valoare. Înțeleg că mulți o să sunt ofensați, dar eu folosesc această ocazie. Sunt ofensați numai cei care recunosc că nu l-au citit atunci. Da, dar asta poate o să îndemne să-l citească, pentru că eu cred că foarte multe lucruri s-ar schimba dacă el... Codul civil și comentariul și DSFR-ul, comentariul la DSFR. Și atunci noi avem soluții pentru a înțelege toate normele ușor. Da? Și episoadele martorilor, Stine. A, absolut. Pe această notă pozitivă, mulțumim încă o dată pentru, pentru că ați
ați venit, pentru că ați discutat cu noi, ați împărtășit din culisele legii de modernizare, chiar dacă mă place termenul ăsta. Dar și da, mulțumesc. Eu da. nu o să scot promisiuni din noastră ca să mai veniți la filmările noastre, dar sincer, noi tare ne-am mai dori să avem astfel de discuții. Și vă mulțumesc personal că ați acceptat. Cu plăcere, doar să nu facem abuz, să nu îl transformați noi, rubul în care particip doar eu. Dar noi, în general, noi o să încercăm să fim rezonabili. Da. În spiritul codului civil. Sunt convins. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim tuturor. Mie îmi zgârâi urechea cuvântul modernizare. Eu știu cu punctul dumneavoastră de vedere, dar nu... Și al mai interesant, eu l-am propus cuvânt și îi rugam câteți... Dar nu mă convingeți măcar crechi, pentru că asta este modernizare. Asta e un element eu, dacă distinctiv. Știem ca să știe așa, și atâta, eu, găsem timp să caut alte denumiri. Cu tot respectul care îl port pentru dumneavoastră, atâta timp cât legea asta să rămână în starea asta, eu am să-i zic cod civil modernizat. Pentru că eu am prins vremurile când el a fost votat. Și eu știu cum el a fost în 2002. Și eu știu cum el a devenit din 2019. Dar nu e același cod, sunt două coduri diferite.